Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Mare entuziasm pe arena Arcul de Triunf, acolo unde se întâlnesc cele mai necăjite echipe din Superliga. Dinamo pe ultimul loc și FC Botoșani cu o poziție mai sus. Suntem Bogdan Cosmescu și Emil Codinescu. Bucăție! Moura nu îl lasă până la urmă. Era să iasă rău pentru Ducan. Trebuie să stai pe linia porții. Nu te poți duce. Încă o lovitură de cap periculoasă. Că n-ar știu să devieze mult. Plonja. Dar n-a deviat-o mult. Adică a deviat-o. Da, am făcut. Se pare că n-a pus de acolo. Nu știu. Costin. Bună pasă pe jos. Vine șutul. Încă o dată poate fi. Gol. Șutează Politic. Pentru aici Politic îi vine perfect. Dar dă slab, aici dă mult mai bine. Foarte bună pasă dată de Cristi Costin. Cea mai mare ocazie a lui Dinamo. Și intervenția excelentă a lui Ducan. Iată șut de la 11 metri. Ei, se păcălește grav de tot aici tânărul David. Încearcă Dragul să repare această eroare. Centrarea lui Bani, bara lui Politic, superbă execuție. Acolo sus se întâmplă ceva cu David care se scoate singur din joc. Sunt partizanul total al tinerilor fotbaliști, numai că în anumite situații forțarea asta nu le face rău, nu le face bine, pentru că nu se pregătesc. Foarte frumos voleul de la Țigănașu, greșește Șeroni. Acolo Șeroni a dat minge. Eu zic că o intervenție foarte rea și penalizabilă a lui Costin. De nu a spune că nu. Zboară pahare spre... L-a lovit în cap, totuși el. Că se ține de cap. Da. Că acel pahar l-a lovit în cap. Acel pahar l-a lovit în cap pe Mircea Orbuleț. Sportul a luat în primul rând... Scuipă de zor da, adversarii. El nu întinde Da, uite, dă special. Mă special vrea să-i dea în cap, incredibil. Mă special vrea să-i dea în cap. Am crezut că cine știe cum l-a aruncat. Nu se apleacă, îl țintește și vrea să-i dea în cap. Este incredibil. Incredibil. Iar Șeroni e scos din meci. Și poate chiar din fotbal. 36 de ani împliniți. Cere sancțiuni pentru Costin. Sancțiuni, da. Da, excelent. Dacă și-a fost ochelare văzut. Gregorio. Bine jucat Gregorio, faza continuă. Politic! O, ce bine dă-n ea. În această vară, pare într-adevăr un jucător de calitate. Din cauza terenului. Uite la cum pe Politic. Centrare și mingea este în poartă! Țâră! Meritat! Țâră la o acțiune a lui Denis Politic, omul din meciului. Minutul 90 plus 5. Omul meciului Politic, clar, o discuție. Dar totul se întâmplă iarăși, din păcate, pentru tânărul David în zona lui. El pierde acolo extrem de ușor un duel și Dinamo a reușit să se împiedică. Și a pus campoană în gardul de Nicolae. Dar în acest meci, Denis Politic a fost jucătorul numărul 1 din Dinamo. Țăra nu cred că știe foarte exact cum am scris, dar nu are importanță. Iată, aici nu poți să te scoți așa din joc. Dacă Denis Politic prea bine, trece și de Șeroni. A, e autogol, n-are nicio treabă Țăra. E autogolul lui Ducan. Așa mi s-a părut. Țără nu atinge mingea. Vrem altul. O să vedem niciodată, pentru că operatorii primesc sarcina să urmărească mingea. Aici o să vede fața. Aici o să vede. Da, e Ducan care își trimite mingea apropo în poartă. Greșeală de proporții monumentale a lui Ducan.
greșeală de aia care ne aduce aminte de erorile din meciul cu Bașca Topola.